codul portocaliu de caniculă și disconfortul termic accentuat se menține în județul Timiș. Avertizarea meteo este valabilă și astăzi. Valul de căldură va continua să se intensifice, astfel încât în Banat se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele se vor situa în general între 34 și 38 de grade, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru a face față căldurii, beți suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător, purtați pălării de soare, haine legere de culori deschise, evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare, consumați fructe și legume proaspete.